Procurorii DNA au pus sechestru pe o parte din bunurile fostului ministru Gabriel Oprea. Aceasta a ajuns azi dimineață la sediul DNA, unde a fost înștiințat de măsura luată. Mai multe clădiri și terenuri din București, Ilfov și Giurgiu, care aparțin lui Gabriel Oprea, Nicolae Gheorghe și Gabriel Nicolae Pavel, au fost puse sub sechestru asigurator. Măsura a fost luată pentru a recupera paguba produsă de inculpați prin comiterea faptelor de abuz în serviciu. În perioada în care era ministru de interne, Gabriel Oprea, cu ajutorul lui Nicolae Gheorghe, secretar de stat în cadrul Direcției de Informații și Protecție Internă, și Gabriel Nicolae Pavel, șef al serviciului juridic, a dispus suplimentarea fondurilor pentru cheltuieli operative și a aprobat achiziționarea unui autoturism de lux pentru protecția demnitarilor. Potrivit procurorilor, ei au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 410.000 de lei.